Cum sunteți, cum rezistați acolo, cum vă descurcați, domnule primar? Rezistăm destul de bine, eforturi extrem de mari. Ce să vă spun, avem niște oameni senzaționali în jurul nostru. Am colaborat extraordinar de bine și cu jandarmeria, și cu poliția, și cu pompierii. Nu avem niciun fel de problemă deocamdată. Am avut aseară 40 de persoane rămase care tranzitau orașul și le-am cazat la primărie. Le-am oferit o gustare, ceai, tot ce a fost necesar. De dimineață și-au continuat drumul către mănăstire. Cu munții de zăpadă, cum vă descurcați? Am început deja să cărăm zăpada. Pot să vă informez că nu există absolut nicio stradă care să nu fie circulată în Oltenița. Felicitări, wow, felicitări, da. Colegii mei se uită la surprinzător de frumos ce auzim. Nu există nicio stradă care să nu poată fi circulată. Nu există. Păi nu pot decât să vă urez felicitări și să vă spun felicitări, pentru că iată, la noi din păcate aici sunt munți foarte mari de zăpadă și chiar a fost de... Da, depinde acum și de cantitatea de zăpadă căzută. Cam cât este nivelul zăpezii, domnule primar, la dumneavoastră? Eugenia Stănescu sunt, vă salut! Vrăjia! Cam cât are zăpada la dumneavoastră? Un metru, doi metri, cam cât? Păi avem și doi metri, troiene de 2 metri, avem și la un metru jumate, 50 de centimetri, 60 de centimetri. Cum a bătut viscol? Cum a spulberat-o, cum, dar am intervenit, de exemplu, azi noapte, am intervenit de la ora 2 și până dimineața am avut 16 utilaje, dintre care 10 sunt proprietatea noastră a primăriei și restul de la firme din oraș, și s-a muncit practic non-stop. Acum am dat drumul la oameni, la o parte dintre ei să se odihnească, pentru că cel mai bine să lucreze noapte. Da, e adevărat că... Când nu se circulă, da. Da, e mai puțină circulație atunci. Exact, exact. Probabil că de mâine intrăm și între blocuri în parcări. Asta vreau să întreb. Oameni s-au obișnuit, tot primăria să le desfacă și barcările și vom da o mână de ajutor și acolo, dar nu avem probleme deosebite în oraș. Nu am avut cazuri medicale, au fost câteva persoane pe care i-am dus la spital, la camera de gardă. Avem cel puțin 500 de locuri de cazare dacă s-ar fi întâmplat ceva, dar nu a fost cazul, a fost maxim, a fost aseară 40 de persoane. Înseamnă că ați fost pregătiți să preîntâmpinați orice eveniment neplăcut. Da, suntem pregătiți cu rezerve de ceai, de cafea, iar restul de alimente nu sunt o problemă. Cum se circulă acum pe drumul, știți? Aveți cunoștință, că dumneavoastră știți cel mai bine. Se circulă fără cu restricții de 7,5 tone, spre Giurgiu se circulă la fel, iar până la mănăstirea se circulă fără restricții autoturismele. Acum se lucrează la formarea unui convoi de tiruri ca să ajungă la Călăraș. Am înțeles. Deci doar la mănăstire ar fi probleme. Numai. Oltenița așadar nu e izolată? Nu, Oltenița nu este izolată. Asta e un semn bun. Pădunăre, știți? La 7 dimineața se circulă către București. În port. Pădunăre, știți ce se întâmplă? Spune Cătălin, în port, adaugă. Cătălin Nițu e lângă noi. Vă salut, domnul primar. În portul Oltenița, cum e situația? Să trăiți. În port. Care e situația? Că dumneavoastră știți. Nu avem probleme cu portul, nu avem vapoare, nu avem lucrare care o face APTV-ul Giurgiu. Sunt oameni în concediu, cum dau constructorii. Nu avem probleme cu portul. E desfundată toată șoseaua, pentru că avem acolo două societăți puternice și ar trebui să dezvacem șoseaua și către acolo. E vorba de Nutricom și de Transdanube. Deci a trebuit să desfundăm și acea șosea, deci nu avem probleme nici în port. Da, astea sunt lucruri îmbucurătoare, da. Și chiar... Felicitări, spor la treabă. Felicitări, spor la treabă, chiar asta vă urează și colegii mei de aici din studio. Vă mulțumesc și vă aștept la Oltenița. Venim la vară, la vară. La vară, la primăvară, domnule primar, și dați și un număr de telefon pentru situații de urgență pentru oltenițeni, dacă au nevoie de ajutorul primăriei. Ce anume?
un număr de telefon la care să apeleze oltenițenii care au nevoie de intervenția primăriei. Deci oltenițenii au avut ocazia să vadă în fiecare zi pe internet comandamentul, la fiecare comandament al care l-am ținut zilnic, am invitat presa, am invitat site-ul Oltenițeanu, Oltenița TV, deci am fost în permanență în legătură cu toți cei care au dorit, deci nu am avut niciun fel de problemă. Am colaborat foarte bine cu mass media în Oltenița și am informat cetățenii și am făcut apel la dumnealor și au înțeles marea majoritate să nu se iasă cu mașina, de exemplu, când a fost vârful acela de viscol și de zăpadă, deci nu avem probleme nici măcar de această natură. Iată că aveți o comunicare bună și cu presa de la Călăraș, pentru că suntem în direct și bineînțeles că interesele tuturor cetățenilor sunt să, ca treburile să decurgă bine și normal, fără incidente. Iar dumneavoastră, cu ajutorul nostru și colegilor noștri, puteți să comunicați mult mai bine alături și de Facebook, după cum s-a exprimat și domnul primar Drăgulin de la Călăraș, să fiți mai aproape de cetățeni. Noi vă mulțumim și revenim cu un telefon și cu altă ocazie, chiar o să fim, nu, cum ziceau colegii mei, chiar la vară la Oltenița, pentru că na, noi mai venim. Am în zona, a fost o glumă, mai spre primăvară, o să vă vizităm și atunci o să putem să mai discutăm pe delete și să facem și o transmisiune în direct de acolo. Mare succes și cu echipa de fotbal. Succes și cu echipa de fotbal, iată ce spune Cătălin și colegul meu. Bine. Bun, echipa tare de fotbal, avem antrenor foarte bun acum. Deci Bogatu, da. Da. Echipa pleacă într-un cantonament la Centrul Olimpic de la Zlagov, de ne ocupăm inclusiv și de această, pentru că tineri au nevoie să-i scoatem la mișcare, să-i scoatem până la urmă măcar o oră, două din fața calculatoarelor. Trebuie, domnule primar, trebuie într-adevăr, felicitări. Până atunci scoteți-i la lopată. Până atunci, exact, scoteți-i la lopată, că mai e un pic să facă antrenament. Așa este. Vă mulțumim, mulțumim. Toate cele bune. Sănătate, numai bine și salutăm și oltenițenii, nu? Da. Sunt foarte mulți oltenițeni, deci, care ne ascultă. Sunt foarte mulți oltenițeni care ne ascultă într-adevăr și cărora le dorim dezăpezire plăcută. Și o să ne mai asculte în continuare, pentru că o să avem o legătură în direct. Avem și cu Marius Dociu, colegul nostru și reporterul nostru din Oltenița, colegul nostru corespondent, da. Cum să-i spunem? Dei noștri. Avem prieteni peste tot. Ți-am spus, noi avem și ascultători inteligenți. Legătura noastră e o mare diferență. Când ai un ascultător inteligent, poți să te exprimi elegant. Noi suntem mulți, dar suntem prieteni. Asta exact. E cel mai important. Ascultăm în continuare Pharrell Williams, Happy. O piesă mult îndrăgită de voi, dragi prieteni.